Bine ați revenit la concursul de cultură generală. Super, oițele întreabă, copiii răspund. Alături de noi se află astăzi, bine a venit Gabriel, viitor student la Oxford. Oxford. La fel, ești pe aceeași direcție cu școala? Da. Da. Și ne-ai spus că după ce termini această facultate, această școală, vei deveni fermier. Fermier. Cum e logic, pentru că este o școală specializată în această meserie, nu? Și ce faci ca fermier? Ce cultivi? Legume. Bravo. Și fructe. Frumos. Sportul preferat? Ce sport urmărești? În not. În not? Tu în not sau urmărești? Da? În not. Bravo. Dar la ce ajută? Ca să poți să te ții pe apă, să te distrezi. Logic, exact. Să te distrezi. Uite, să știi că întrebările de astăzi sunt sugerate de Superoița Miercuraș de la Profi, care este foarte pasionată de sport, are viteză și pasiunea asta pentru sport. A. Da, este acolo, vezi că e și îmbrăcată adecvat. Avem din partea ei 5 întrebări de cultură generală, 4 variante de răspuns, deci îți citesc întrebarea, 4 variante de răspuns, doar una e corectă, da? Da. O să vezi cum funcționează. Și dacă răspunzi corect la întrebări, pleacă alături de tine. Da? Da. Miercuraș. Bine. Prima întrebare. Cum se numește prima gimnastă din lume care a luat nota 10 la Jocurile Olimpice? Avem Simone Biles, Nadia Comăneci, Nastia Liukin sau Sandra Izbașa? Nadia Comăneci. Nadia Comăneci este răspunsul corect. Prima gimnastă din lume, tu îți dai seama? Eu credeam că e tenismană. Poftim? Tenismană credeam că e. E, tenismană nu e tenismană, e de, mai joacă și tenis așa în timpul liber. Da. Mergem la următoarea întrebare? Da. Bine. Hai, fii atent. Pentru ce sport este cunoscut celebrul sportiv român Gheorghe Hagi? Fotbal. Tenis, basket, fotbal sau not? Fotbal, răspuns corect. Bravo, deci, domnule. Îl știu pe Gică Hagi. Unde? Cum îl știi? Îl țin minte de la After. De la After? Da. Și de la meciurile de fotbal care le văd la televizor. Aha. E antrenor acum. Da. A fost un mare fotbalist. Unul din mari fotbaliști ai lumii. Știi unde a jucat? Nu. A jucat la Real Madrid. Oh, a jucat la Barcelona. Ma. Da. Pe jucător. Și a făcut performanțe mari, mari când a jucat la Galatasaray. Chiar că. Da, super jucător. Mai zi-mi, știi că există un român care a fost capitan la Barcelona? Nu știam. Gică Popescu. A, tot din familia Gică. Tot din familia Gică, exact, sunt rude. Da, bun. Întrebarea următoare. Câți jucători sunt într-o echipă de fotbal? 11, 14, 10 sau 12? 11. 11. 11, răspuns corect. Da, bun. Să trecem la următoarea întrebare. Uite-mă ce sportivi mari am avut noi. Și încă mai apar, dar nu prea avem grijă de ei. Ivan Pațaichin. Fii atent. A fost campion olimpic la tenis, la kayak canoe, la gimnastică sau în not? La caiac. La caiac canoe. Multiplu campion olimpic, campion mondial, are la medalii, fantastic de sportiv. Magazin de medalii. Exact, magazin de medalii. Da, l-am cunoscut și era un om deosebit. Un om foarte bun, un om muncitor și care ajuta și pe ceilalți. Bravo, dar totuși vezi că ai știut, ți-a sunat ție în minte undeva. Nu mi-a sunat. Eu am zis-o așa la ghici acum. A, la ghici? Da. Măcar ești sincer, bravo. Da. Bun, dar uite, ai nimeni bine. Dar ții minte acum? Da. Mare campion olimpic, Ivan Pațaichin, la? Canoe. Kayak canoe. Exact. Bun. Acum, dacă îmi răspunzi la întrebarea asta corect, e mare lucru, pentru că e grea. Care este sportul național al României? Oină, volei, fotbal sau handbal? Oină. Oină, răspuns corect, bravo! Uite, ai răspuns corect la toate întrebările aproape. Ai greșit la vreuna? Nu.
Nu. Felicitări. Știi ce se întâmplă dacă ai răspuns corect? Da. Ce? Primesc asta. Primesc asta. Da, super. Oița ta, da, se numește, cum spuneam, Miercuraș. Da. Știi de la ce vine? De la Miercuri. De la Miercuri. Este un oiț, mă rog, sau oiță, nu știu, Miercuraș sună oiț. Și, cum spuneam, îi place foarte mult sportul, viteza, da? Îi plac, da, activitățile sportive. Bun, dragul meu Gabriel, te felicit, ești câștigător, pleci alături de... Da, ia, te rog. Așa. Hai că e uite, numărul 23, e clar, e sportiv. Bun, îți mulțumesc foarte mult. Data viitoare ne vedem alături de Maia, iar întrebările pentru Maia vor veni de la Super Oița Joi-Joi de la Profi. Să ne vedem cu bine! Salut, Marc! Da! Da! Adică salut, nu, ești politicos! Da. Ce înseamnă să fii politicos? Să asculti oameni, să nu faci greșeli niciodată. Bravo, ești deștept, adică să-i respecti, să fii politicos. Tu respecti oamenii? Cum le arăți respectul? Ce înseamnă să fii respectos? Să asculti, să te joci frumos, să nu bați copii. Exact. Să te mai joci și cu apă, dar să nu dai în părinți. Mhm. Altceva. Să stai afară, să te distrezi. Să fii un om normal, nu? Da. Da. Și tu crezi că toți oamenii sunt respectuoși? Nu. Ce fac unii oameni? Unii oameni pot dărâma lucruri și pot strica lucruri. Da, strică lucruri, fac mizerie. Da. Și eu câteodată mai fac mizerie când vreau să joacă. Câteodată. Și după aia, mai strâng. După aia strâng. Să strângi, da? Să fii ordonat. Bravo! Asta e foarte drăguț. Chiar îi ajuți pe părinți cu ordinea prin casă? Câteodată da. Adică îi mai ajuți și cu dezordinea? Cu dezordinea și cu curățenia. Cine face curățenie? Eu și cu părinții mei. Toți trei faceți curățenie? Uh-huh, ca o echipă. Frumos, frumos. Așa trebuie să fim, o echipă, nu? În familie. Uh-huh. De-aia e familie. Da. Mai ai frați, surori? Nu. Ai vrea să ai? Da. Și ce facem pentru asta? Nu știu. Păi cine ar trebui să se ocupe de acest lucru? Mami și tati. Și? Le-ai spus? Măi... Le-am spus. Mergeți la piață și găsiți-mă un frățior sau cum? Nu știu. Nu știu ce frățior. Sau să vorbească cu astronauții, să aducă cu berzele. Păi nu cu barza vine cățelul, auzi, copilul? Nu? Nu, cățelul nu vine cu barza. Cățelul nu vine cu barza, dar chiar căței cum vin pe lume? Mergând în patru picioare. Corect, corect. Și înainte, nu înapoi. Mm-hmm. Tu ce faci toată ziua? Care e ocupația ta? Sunt un joc. Și câteodată să mă mai uiți și pe la televizor. Mm-hmm. Mult? Câteodată mai mult. Și asta e în regulă? Da, e în regulă. Și tata ce face? Negociază cu mami. Ce negociază? Negociază. Da, ce negociază? Adică ce dorește tati să obțină prin negociere? Mami a fost foarte supărat pe el tot drumul. Tot drumul, da. Cine știe, au avut o negociere mai intensă. Vrea să întrerupă lui mami cât vorbea cu o doamnă. Niciodată să nu întrerup o femeie sau o domnișoară când vorbește. Niciodată. Să ții minte toată viața. Uite ce se poate întâmpla. Da. Se duc în plata domnului toate negocierile pe viață. Da. Hai, este... Nu, cel mai rău lucru. Cum să întrerup o femeie din vorbit? Eu n-am întrerupt niciodată o femeie. Nu, foarte bine. Să ții minte asta, că și tu o să fii însurat. Bun, și tata cu ce se ocupă în afară de negocieri? Ce meserie are? Ce e? Să merg la serviciu. Unde e serviciul lui? Ce face? La unitate.
face, lucrează, ca să avem și bani pentru vacanțe, șcării. A, deci câștigă bine? E bogat. Dar la ce unitate merge el? Adică ce face el? Ce e, ofițer de informații sau de contrainformații? Adică e îmbrăcat în verde când e în uniformă? E important în khaki, așa, sau? Niciodată nu e îmbrăcat în verde, că a mai fost odată și a făcut armata, a trecut de la armată. A trecut de la armată mai sus. Adică merge civil îmbrăcat, nu? La muncă. Câteodată merge mai civil, câteodată mai cât mai verde, câteodată... E și cu verde sau albastru, așa, sau? Și cu toate culorile. Și eu am mai multe haine decât mami și decât tati. Am un dulap plin de haine. Da, dar nu ca alea. E bine că schimbă așa și armele și tot. Are arme? Am mai avut la armată o arme ca să-mi puști. Dar are stilou de ăla cu cameră, are tot. Are. Da, are. Și eu am pistoale. Da, de jucărie. Da, de jucărie. Vezi că... Are și brichetă cu aparat foto? Are. N-are. Are, de-aia mică așa, care se trage așa. E pentru documente, pentru... Când mă fac mare, așa. Doresc să mă fac tati, un soldat. Vrei să fii militar? Ca tati. Ca tati. Și mami? La serviciu. La ce serviciu? În Dorobani. Adică pe nuferilor. Da. Știi adresa. Și odată în parc acolo am mâncat un mel de la de mâncare, dar era cu miere dulce, foarte lipici. Aproape că am văzut niște porumbei și le-am dat, am scuturat un pic și am dat frimitul la porumbei. Și ce-au zis? Mulțumesc, așa. Păsările nu vorbesc. De unde știi tu că nu vorbesc păsările? Ele cum se înțeleg? Păi deci? Vorbesc așa, cip-cirip, cip-cirip. Păi da, deci vorbesc între ele și se înțeleg. Da. Doar că nu le înțelegem noi. Da. Eu cred că știu momentul în care ai dat la porumbei, pentru că eu am înțeles, știi ce au zis aia când au zis cip-cirip, cip-cirip? Eu am înțeles ce a zis porumbelul care a făcut așa, care, mă rog, făcea Gugu Lulu. A zis, ce puțin mi-a dat, ce puțin mi-a dat. Înțeleg și ce zic căței. Păi nu. Știi ce ai zis acum? Fără să-ți dai seama. Sunt un băiat nu prea cu minte. Așa ai zis. E adevărat? Nu. Ești doar cu minte? Mhm. E adevărat. Tot timpul? Da. Tot timpul. Câteodată mai fac nezdrăfănică. Aha. Câteodată. Aha. Câteodată. Atât. Cam ce? Cam puțin. Cam ce faci? Nu mai înțeleg cum țipi cu părinții mei când vreau când vreau televizor, ei nu-mi zic nu. Dar tu le-ai zis nu? Să nu stea la televizor nici ei? Eu le zic. Și ei respectă asta? Nu respectează. Nu respectează! Nu respectează? Și tu respectezi. Păi cum facem? Tu trebuie să respectezi, atunci să respecteze și ei. Da, păi când le-am zis să nu se uite la televizor, ei au continuat să se uite și nu m-au ascultat. Și ei pedepsit? Da. Și le-am spus, dacă nu mă mai ascultă la televizor, poate că le voi desfința postul de filme. Foarte bine te-ai gândit. Și las doar desene. Să mă uit doar eu. Mm-hmm. Tu la ce te uiți? Locuri de băieți. Mă uit la Cico Bonbon, Maimuțica Pricepută, Brigada Blănoșilor. Dar sunt cu animale vorbitoare, care nu vorbesc ca animale în realitate. Sunt niște animale vorbitoare normal. Vezi? Pe care eu le înțeleg. Și eu le înțeleg. Alea da, dar eu le înțeleg și pe alea cu Google, cu nu știu ce. Acum, vreau să te întreb, dar pe telefon stau părinții tăi? Da. La ce se uită mami, de exemplu? Pe
Facebook. Nu mi-ai spus mami cu ce se ocupă. Dar uite-te la mine. Cu mine. Bani! Lucrează de acasă, butonează pe laptop. Mamă, și face bani? Da! Ce tati? Amândoi! Tati, am înțeles și cum îi face, dar mami cum face banii? Înțeles, lucrează pe acel laptop. Și are bani mulți, să înțeleg, mami. Da. Dar tot n-am înțeles. Care e meseria ei? Asta! Intră pe bursă? Pe ce? Nu intră pe nimic. Nu intră pe nimic. E foarte interesant. Cam dubioase pentru mine așa slujbele astea. Dar bine că vin bani mulți. Da? Da, vin foarte mulți bani la el. Că insiști pe asta. Mă bucură. Dar cine e șef dintre ei doi în casă? Vrea tati să fie șeful. Și mami e de fapt șefa. Tati gătește bine? Nu prea se pricepe. Și ce gătește tati? Știe să gătească pâine prăjită, mai știe să gătească pâine normală, mai știe să gătească... Cremvurști. Da, cremvurști, da. Că din astea nu mai poate să gătească nimic. Mami e cam bună la gătit. Eu aplau pe mami. Ce gătește? Ui, ce lucruri n-am mai mâncat. Azi am mâncat un nou... Stai să mă gătesc. Pește. Mi-a pește. Făcut tati cu pâine. Tati mi-a făcut azi. Păi, priceput. Până la urmă. Și mami e pricepută. Da, Cecilia, zi. Cecilia? Cecilia e educatoarea mea de la Grodi. E drăguță? Da. Povestește-mi despre Cecilia puțin. Avem un copil violent în clasă. Este cam... Nu mai sunt prieten cu el. Nu? Nu deloc. Dar tu ce faci când întâlnești un copil mai agresiv? Îi spui ceva? Nu, niciodată. Nu? Dacă îmi dă un băiat o palmă în burtă, îi dau și așa, îmi zice tati. Și eu nu vreau să-i fac așa. Sigur, iese pace din asta. Eu cred că nu, la violență nu trebuie să reacționăm tot cu violență. Adică agresivitatea nu e bună. Trebuie să ne dăm puțin la o parte, să spunem cui e de spus și să rezolve altcineva problema. Că dacă ne facem noi dreptate așa, iar dă el, iar dă noi și uite cum a izbucnit războiul și între noi. Și nu e nevoie de așa ceva, nu? Pace! Pace! Și înțelegere! Și înțelegere! Așa să fie! Mesaj de interes național pentru oameni mari de la oameni mici. Vârfa este un fenomen obișnuit și acasă și la școală, însă trebuie să știi că nu e frumos să bârfești. Dacă cineva nu e de față, abține-te să vorbești despre acea persoană, chiar dacă este tentant. Ține-ți părerile pentru tine sau și mai bine, spune direct ce te deranjează și încerca să rezolvați problemele și diferențele de opinie între patru ochi. Mesaj de interes național pentru oameni mari de la oameni mici. Doamnelor și domnilor, știrile bune vă sunt prezentate de Filip. Bună seara, România! Bună seara, București! Sunt Filip și vă prezint Real pe Pământ, jurnale știri bune. Cei mai căutați și apreciați absolvenți din România nu sunt nici cei de la Liceul Șaguna din Brașov, nici Liceul Sava din București. Sunt cei aproximativ 20 de tractoriști ieșiți de pe băncile Școlii Profesionale de Mecanici Agricoli Gheorghe Burac din Vlăsinești, județul Botoșani. Poate vă întrebați care este atracția. Atracția sunt cei 10.000 de lei pe care îi poate câștiga un tractorist pe lună. Meseria este extrem de căutată atât în România, cât și în alte țări europene. Alături de mine, studioul, avem pe Marius Cârstea, expertul nostru în știri de bine.
crezi că s-a ajuns la o lipsă a tractoriștilor pe piața muncii? Da, din cauza bullying-ului. De ce zic eu? Păi îți zice unul pe stradă: bă, tractoristule, ai față de tractorist, ai față de... de... nu mai zic ce. Din cauza oamenilor ăștia, să nu mai zic ce, care zic pe stradă că ai față de tractorist, ești tractorist, nu știu ce. Da. În trecut, meseria de tractorist era deconsiderată. Păi, da, era de considerat, pentru că, na, tractoriștii, știi, vorba aia, ești bronzat ca tractoristul. Păi tractoristul acela, îți dai seama cât a stat pe câmp? 5 ore, mai mult de 5 ore, cred că 8, 10, 12 ore, toată ziua, 24 de ore, 24 din 7 de ore. Ce părere ai despre această răsturnare de situație? Mi se pare destul o idee așa și așa, pentru că, unul, dacă ești tractorist, când știi 10.000 de euro, 50.000 de lei, adică, dar tu totuși stai pe câmp 5-8 ore, mai bine în astea 5-8 ore te duci, mai bine studiezi, mai bine faci profesor, că să știi că profesorul, acum am văzut, câștigă 10.000 de lei, adică fiecare câte 5.000 de lei, faci 10.000 de lei. E chiarie, o să te-ar plăcea să fii tractorist? De ce? Păi, mi-ar plăcea dacă aș câștiga cei 10.000 de euro. Dar dacă n-ar fi câștigat... 10.000 de lei? Deci ori de euro, ori de lei, că mai se zice că și de euro. Nu, că de lei, că vezi acolo 10 euro, nu 10.000. Păi și acolo vezi 100 de euro. Păi da, de tot nu 10.000. Păi da, da. Gen 100 plus 10 plus cât mai sunt acolo. Da, e 100. Cât averea acolo e 10.000 de lei. Da, yes. Ok. Eu cred că m-aș face tractorist. Chiar nici nu pasă de oamenii care îmi zic: bă, ai față de tractorist, bă, nu știu ce. Îi zic, lasă mai bine, așa în gândul meu, lasă mai bine, mă duc pe câmp, fac tractorie, după, nu știu, 10.000 de euro, am bani, hrănesc copii, hrănesc familia, e bine. Deci eu cred că nu mai sunt mai multe școli care să scoată tractoriști. Ți-a mai zis Filip, din cauza oamenilor care zic pe stradă față de tractorist, față de... Hai să mai zic de nimic. Dar eu față de țăran. Față de țăran, față de... sau alte chestii. Da, toate prostiile pământului. Mulțumim pentru opinii. Atât pentru asta. Unde Filip și Marius, până data viitoare, să auzim numai de bine. Am auzit asta la reclame, e o brânză așa, adică despre ce vorbim noi acum e cașcaval. Asta era cașcaval, asta, brânza e o chestie mai sărată, cred că e niște parle cu lapte condensat, așa intens, care cu o picătură mică de unt, cred că asta e telemeaua. Așa, o brânză mai acră, care merge cu roșiile, merge cu... castraveții, merge cu chestii din astea grecești. Poți face salată cu brânza aia, telemea. Pentru că dacă n-ai ști ce să citești, viața asta ar fi, cum se zice, n-ar fi bună, n-ai ști nimic. Uite acum, dacă n-aș ști să citesc, n-aș putea să fac nimic. Nimic în viața asta. Zic brânză pentru că când zici brânză, zâmbești așa, vezi că zâmbești. Brânză! Cine să știe mai multe despre lume și viață, dacă nu copiii? Eu îi aștept la casting sau ce au de spus. Intrați pe copiii.ro și completați formularul de contact. De la mine, o seară cât mai bună! Ciao! Data viitoare la Copiii Spun. Te rog, explicăm regulile la șah. Deci, avem două zaruri. Da. Și... și mai multe puluri, da? Da. Exact. Șahul e tabla aia pe care o întorci să joci, da, table. Exact, da. Știu. Mai apare câte o regină. Da.
Și îți dă șah. Și îți dă șah? Pe viață. Da. Veticii sovietici au descoperit primul extraterestru. Poate pe luna noastră. Pe luna. Crezi? Sau pe Jupiter, care e cea mai mare planetă.